mușchi sau briofite. Resursă educațională dedicată clasei a 5-a. Există două tipuri principale de mușchi. Mușchii inferiori, numiți și mușchi hepatici. Iar în imagine puteți vedea fiera pământului. Acest mușchi seamănă cu talul unei alge verzi. A doua categorie este reprezentată de mușchii superiori, care mai sunt numiți și mușchi frunzoși. Mușchiul de pământ este o plantă ce preferă zonele umede și răcoroase, întâlnind-o în special în pădurile umbroase. Este de asemenea o plantă indicatoare de mediu poluat, deoarece o regăsim cu precădere în zonele lipsite de poluare. Fiind o plantă ce rezistă foarte bine la uscăciune și la frig, o găsim de la ecuator la poli și din zona de câmpie până pe crestele celor mai înalți munți. Alcătuirea plantei. Mușchiul de pământ prezintă în sol nenumărate frișoare maronii și subțiri, cu rol în a fixa planta și în a absorbi apa cu substanțele minerale, în tocmai cum o face și rădăcina. Aceste frișoare se numesc rizoizi și, spre deosebire de rădăcini, nu prezintă țesuturi conducătoare, nici lemnoase și nici liberiene. Deasupra solului se ridică tulpinița, verde, dreaptă și ierboasă. La fel ca și rizoizii, este și ea lipsită de țesuturi conducătoare. De jur împrejurul tulpiniței se găsesc frunzulițele sau frunzișoarele și ele lipsite de vase conducătoare. Neavând nici pețiol, sunt ascuțite, mici și verzi. Reprezintă principalele organe prin care planta absoarbe apa. O absoarbe întocmai ca o sugativă ce se îmbibă cu cerneală. Apa din rouă, apa de ploaie, sau chiar apa din ceață. În caz de secetă, frunzulițele de la bază se usucă, ele devenind maronii, însă cele din vârf rămân verzi. În vârful unor tulpinițe se formează un filament lung și subțire, care poartă numele de setă. Seta are în vârf o capsulă cu spori care va fi protejată de o scufie maronie. Am o întrebare pentru voi. Există asemănări între mușchiul de pământ și alge? Ciclu de viață la mușchi. În viața unui mușchi se succed două generații. Generația sporofitică e reprezentată de planta cu capsule și cu spori. Ajunsă la maturitate, scufia se desprinde, capsula se deschide și se eliberează sporii, care sunt luați de vânt și ajunși pe un teren umed și umbros, germinează, formând protonema. Din protonemă rezultă tulpini noi, unele mascule, altele femele, aceasta fiind generația gametofitică. În vârful tulpinilor mascule se formează celule sexuale mascule. Acestea vor ajunge pe tulpinile femele și se va produce fecundația. În urma fecundației, va lua naștere celula ou sau zigotul, de unde se vor dezvolta noi plante cu sete
capsule și spori. Iar ciclul se reia. Importanța mușchilor. Împreună cu lichenii, mușchii sunt primele plante care colonizează solurile nude, contribuind la formarea structurii solului. Rețin apa, împiedicând astfel eroziunea. Protejează de îngheți în timpul iernii bulbii sau rizomii unor plante din pădure. Pot constitui culcuș confortabil pentru păsări. Pot avea rol ornamental și pot fi folosiți pentru protejarea în timpul transportului a unor obiecte fragile. Mușchii constituie și zăcăminte de cărbun de turbă în zonele mlăștinoase. Vă propun o activitate practică. Culegeți un covoraș de mușchi de pământ și observați-l. Puneți-l la soare să se usuce, apoi puneți-l într-un plic și păstrați-l câteva săptămâni. Scoateți covorașul uscat din plic, puneți-l într-un bol și umeziți-l. Ce observați?